Salutare toată lumea, bine v-am găsit fraților la un nou episod de CSGO Danger Zone Hacking. Am readus seria noastră veche de Danger Zone în care în fiecare zi, mă rog, nu chiar în fiecare zi, odată la 2-3 zile postam câte un episod și discutam subiecte din comentarii. Momentan n-am niciun subiect în comentarii, n-am văzut nimic în comentarii ca să pot discuta pe acest episod, dar vom vorbi chestii random și vom juca încercând să câștigăm. Dar am văzut recent că s-au adăugat rank-uri pe Danger Zone, bă băieți, asta e ceva nou. Nu știam până acum că sunt rank-uri pe Danger Zone și vom vedea cum sunt rank-urile. Am auzit că sunt diferite, încă n-am văzut ce fel de rank-uri. Hai să vedem unde ne dăm noi drop. Eu vreau aici pe Tower One. Da, bă băieți, sper să terminăm meciul. Bă, deployment perk. Ia să vedem, pistol ceva noi? No, păi atunci dăm headshot. Dați-mi voi frate un like să strângem 1000 de like-uri. Am văzut că la episodul anterior am strâns 1000 de like-uri. Haideți să strângem și la acest episod, bă băieți, 1000 de like-uri. M-ați întrebat foarte mulți dintre voi: bă Raule, când o să postezi și tu config-ul tău de legit cu care joci pe matchmaking? Bă băieți, probabil că mâine, dacă nu mă înșel, cred că o să fac un videoclip în care o să vă prezint cheat-ul și config-ul. Nu știu exact, depinde cum am și eu timp. Aș vrea mâine să-l postez pentru că mulți mă întrebați, am văzut că mulți v-ați și cumpărat codul. Deci din primul video care ați văzut, ați intrat direct în descriere și v-ați cumpărat codul și n-aveți config. Bă, sunt multe configuri prestabilite, acum eu vă înțeleg că-l vreți pe-a meu, e și normal să-l vreți pe-a meu, dar mai așteptați încă un pic, că nu durează mult, ce? Mi-am dat upgrade la tabletă, ok, asta e ceva nou, am înțeles. Aici nu pot să sparg, ok? Deci nu am mai jucat Danger Zone de ceva timp, hai să vedem și noi, uite, loot-ul, acolo e un Glock. Da, deci dacă vreți să folosiți și voi codul pe care îl folosesc eu, adică să aveți UL de toate de toate, aveți un link în descriere acolo, cumpărați-l alături de codul de reducere Raul2K ca să beneficiați de o reducere de 10%. Și haideți să vedem ce putem să facem meciul ăsta, sper să... Mă, ce? Așa, și nu mai întrebați atâta în comentarii: bă frate, cheat-ul e detectabil? Sau bă frate, pot să-mi iau VAC cu cheat-ul? Bă, băieți, VAC nu puteți să vă luați cu acest cheat. Eu nu mi-am luat niciodată VAC și nimeni nu cred că și-a luat VAC cu Unity din 2016 încă, adică pentru cei care nu știu de ce zic 2016, 2016 e ultima dată sau ultimul an în care a fost detectat Unity. De atunci niciodată nu și-a mai luat nimeni VAC cu el. Vă puteți lua game ban, adică Overwatch. Overwatch ți-l iei momentul când nu știi să ascunzi ecu. Hai să mergem să-l omorâm pe ăsta de aici, poate are... Oh, are loot, are loot, ok. Oh, și se și luptă cu cineva sau trage el așa de nebun? Ba mă, se luptă cu cineva, uite-l. Overwatch ți-l iei momentul în care nu știi să ascunzi ecu. Și... bă, intră băieții de la Overwatch pe tine și te rup. Bă, omul are armură, nici nu știe de unde... Bă, aia de aia, mă, stai că dau smoke aici să nu mă vadă. Sper că nu mă vede prin smoke. Așa e că nu mă vezi prin smoke. Așa e că nu mă vede. Ok. Teammate redeployed. Cum adică? Are și redeploy, mi se pare. Dacă încă e team... Ok, mă vede. Fugi de aici că mă vede. Ok, deci Danger Zone-ul s-a făcut acum mult mai greu. Își dau deploy din nou oamenii. Bine, nu e mare lucru. Ce e asta? Ok, dă-mi și tu de crate. Ce-am... Câte gloanțe? 50? Na, mai bine rămân eu la glocul meu care are ținta mai ca lumea, știți? Adică nu se duc gloanțele la mama dracu. Bă, ce bubui, mă, bubui tu bombe ești. Bă, bostule, stai așa cu bubui două bombe, bă, nu e ok deloc. Haideți să vedem ce facem, bă, băieți, să intrăm în casă. Dar nu mai e loot, așa e? Nu e loot. Hai să plecăm. Oh, încă o cutie de asta. Păi hai să o distrugem, zic și eu, nu? Ăsta ce-i? Ai, de la mă. Ok, am înțeles. Da, deci își dau redeploy acum dacă nu îi omor pe amândoi. Asta e ceva destul de enervant, că trebuie să omori... Gen, să-i omor pe amândoi din echipă. Oh, bani. Și de ce nu-mi cap pe geamul ăsta? Să mor tu. Ba, mă, în cap. Mă miram. Ok, hai să vedem ce putem să-mi iau. Bă, un Deagle? Nu, mă, mai bine să... Aș strânge de SSG, mă. Păi cu SSG-ul e rup, ești nebun. Hai să luăm bănuții de pe jos. Că... Mamă, dar doar 50 au, frate? A, uite, smoke. Ok, ăla pe care l-am aruncat acolo. Doar 50? Bă, dar e cam puțin, mă. Ăia încă se luptă acolo. Încă 50, dar așa... What? Bănuții, tati, bănuții, cum vin bănuții. Asta e, am o crate, ok. Hai să luăm, mamă, păi sunt lutat ca lumea, frate. Bine, unii au SMG-uri probabil, dar aia e partea a doua. Ok, hai să-i omorâm pe ăștia. Ăla e low HP, dar eu o să-l mor pe ăsta. Și nu ajung gloanțele până acolo, nu te cred. Nu te cred că nu ajung gloanțele până acolo. Bă, nu trage-mă după mine, fii cu mine, să nu mă... mă, vrea să mai... are scut ăsta, ok. Cu ăsta nu mă pun. Sau aș putea să-i dau un molly, un molai. Stai că ăsta vine aici, mă, bă, dar stai că e nasoală rău de tot treaba, că știa, cred că-s teammate. Stai să mă uit în jur. Ok, ăla coboră jos. Mare pleonas ce-am făcut aici. Și vine ăla cu SMG-ul, mă. Fii de ce fac, îi dau smoke și îi dau prin smoke. Stai să dau aici, shot through the smoke.
Bă, asta e teammate-ul meu, ok. Ăla e tot teammate, nu-i teammate, inamic ăla. Ăla este inamic. Wow, ce am dat, direct minus 45. Și-a băgat direct LSD. Mori, mori, l-am omorât și am luat și SMG-ul, bă băieți, bă. Oleu, bă boss. Mor și ăla. Bă, dar nu te dumă să dai, să-mi iei tu loot-ul, frate, ia lasă-mi iei loot-ul. Aia zic, tati. Mamă, am 2900, păi mam. Ești dotat rău de tot, frate. Ok, 10 inamici, am omorât ambii teammates. Ai, man, do you hear me? Oh, do you hear me, man? Uite-l pe ăla acolo, triți, așa, dar e deploy cu aia, omul. Hai să vedem. Da, sunt încă 10 inamici în viață, e cam comp, cric, atât la trage după drone. Lasă-mă dronele să-și iau oamenii armele în pace, că oricum, mamă, să s-o arunca de aici cu aia, fiind ce-i dau acum. Băi. Și ăla și-o dar e deploy săracul, dar moare acum. Bă, nu muri, nu cred. Nu mi-am dat aimul chiar așa de tare, pentru că am auzit ceva zvonuri că e overwatch la Danger Zone. Eu n-am mai jucat CS ca să știu dacă e overwatch la Danger Zone sau nu. Ăștia stimmiți, ok, hai să-i omorâm pe amândoi. Ok, enemy squad eliminated. Lejer. Lejer. Bă, hai să iau și eu ăsta, nu? Are gloanțe? Na, ok, nu știu dacă avea. Topor am... Oh, 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 what is this? Ok, stai să vedem. Inamicul e aici. Hai să-l omorâm și pe ăsta. Easy. Încă un enemy squad eliminated. Așa să dăm pe barosăneală. De... Uai, avea... Mamă, dar nu prea are gloanțe. Dau un one tap și atâta. Opa. Bă. Mor, mă, dă-te dracu. L-am omorât din aer cu aia, nici nu a apucat să aterizeze săracuia asta, câte gloanțe are. Nu, 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 vreau ăsta înapoi. Cască am, ok, vestă am. Ok, hai să-l vedem. Bă, ce e, mă, cu drona asta? Marș, mă, deci. Drona. Bă, și glocul ăla? Ah, ok. Ca să avem cât mai multe gloanțe, știți? Ia uite-l pe ăla acolo cu aia. Îl ia zona pe om. Mor, mă. Bă, mor, mă. Las că le ia zona, hai să fugim repede, frate, că le ia zona pe la oricum. Vine și zona, vine zona și după noi. Ok, și unde se retrage zona? Că nu-mi dau seama. Hai să-l omor repede pe ăsta. Mort, hai repede, hai repede, că vine zona, boss. Hai să luăm repede ce loot are ăsta. Eu vorbesc cu coechipierul meu, de el nu cred că mă aude. Deci, na, na. Mamă, 4700 pe Danger Zone, ești prost. Ok, nice. Bă, nu vreau cuțin, mă, vreau topor. Stai, eu vreau USP-ul ăsta să văd câte... Mamă, n-are gloanțe ăsta. Ok, bă, n-are gloanțe, am zis. Bă, să iau ăsta oare? Dar nu pot să-l iau. You can't... Ah, ok. Hai să mergem, frate. Come with me, my friend, come with me. Să mergem să-i batem pe băieți. Hai. Hai, băi, încoa. Come on, man, follow me, man. Follow me, pizda, măte. Așa, good job. Ok, și cred că acum când bubuie bomba, vine, de... vine ăla din nou, așa-i? Sau care-i faza? Nu înțeleg. Ok. Never mind. Mamă, mai 8 inamici. Bă, acum de când s-o băga chestia asta cu respawn-ul, merge mult mai greu un match. Fiți atenți ce facem. Oh, 6 enemies. Bă, bă, drona-l omoră pe-a meu, mă. Bă, 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 du-te, bă, de aici. De când e chestia asta cu respawn-ul, bă, mult mai mult durează un match, frate. Durează un match, cred că și jumătate de oră, dacă sau băieții chem, știi? Deci că e ca pe PUBG, practic. E un battle royale mai ca lumea. Mai realistic, să zic așa. Bine, nu-mi place mie ideea cu respawn. Ar fi putut să bage mai multe sloturi sau nu știu. Dar știu, am înțeles, n-au putut din cauza engine-ului. Habar n-am, hai să vedem. Galil, mamă, one rifle ăsta l-aș vrea, dar nu știu câte gloanțe are, you know? Sau un SSG, mă, să le dau la ăștia cap și de alea. Nu, un rifle vreau. Rifle. Ok. Your item will be delivered to you via drone. Ok, hai să vedem drona mea. Bă, 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 ăla și-o comandat ceva, mă. N-a lasă. Nu-i bai. Ok, haideți să ne vedem unde ne vine Galilul nostru. Ar trebui să-l văd prin hartă. Ia uite, ăsta e. Nu, ăsta e elicopter. Bă, bă, ăsta e cu echipierul meu, ok. Uite Galilul, uite-l Galilul cum vine. Că-mi și scrie Galilar. Stai să vedem să nu fie nimeni pe aici prin... Oh, oh, e unul acolo. Hai, dăm Galilul încoace, frate. Dăm Galilul, sper că are gloanțe. Pentru că dacă... Mi-a luat Galilul cu aia. Man, this is for me. Mamă, ce rata, mi-a luat Galilul și eu l-am comandat cu aia. Bă, ia mă, dă-mă Galilul. Man, I buy this, man, I buy this. Give it to me, please. Press G, G. Aha, hai să fugim că vine zona morții tăi. Morții tăi. Vine zona, frate. Mamă, mi-a Galilul meu, mă, n-am mai văzut așa. Să mai joc eu la primeiduri cu...
să mai joc eu la primeidul cu băieții aici pe Danger Zone, că s-a terminat. Eu în comand Galil, dau 3000 pe el, vine omul așa liniștit și mi le află. Ce dracu, mă. Bă, e unul în spatele nostru, bă. Bă, stai că nu e bună. Uite pe unei dau să-mi bat piciorul dacă îl nimeresc pe aici. Ăsta aș vrea să-l omor, ok, mamă. Ok, să nu ne ia nimeni din spate. Bă, îl iau pe aici să-mi bat picioarele. Fii atent ce-i fac. Bă, fratele meu. Mort, enemy squad eliminate. Mi-a fost un pic frică de el că am văzut că eu dat direct cap, știi? Iar, da, bă, dacă îl respawnează iară pe a meu, eu mă împușc. Ok, redeployment cut off. Bă, ce s-a auzit un scope, bă. Bă, sau? Ok, never mind. N-am, MP9, câte gloanțe? Nu, are puține. Are puține. Luăm doar ăsta, ok. Teammate redeploy. Bă, dar și ăsta are puține. Ia că dă MP9-le, că e mai bun. 29, păi are chiar mai multe. Yo, la teammate-ul meu, ok. Bă, tu margi aici, n-ai niciun lot. Nu meriți nici... Galilu. Aia zic, tati, pe Galilu, frate. Aha, ce-ai făcut, frate? Nu ți-ai mai luat Galilu înapoi? Pișam aș pe tine, că-mi furtu Galilu mie. Ok, 3 enemies. Ăla-i unul dintre ei. Oh, ok, ăla-i unul dintre ei. Care moare acum. Își dă duhul pentru că îi dau un aid și gata. Bă, de ce n-am putut? No, n-am putut să țin apăsa, mi-a dat direct. Am dat doar click și mi-a dat direct ăla. Hai să ne să-l omoare ăsta nostru pe ăla. Îi dă cuțit? Ia, hai să vedem. Nu cred că îi dă cuțit. I-a dat cuțit, coaie. I-a dat cu pumnul, bă. I-a dat cu pumnul la meu, bă. I-a dat cu pumnul, nu cred așa ceva, ia. Ultimul, bă. Mamă, l-a luat. Ăsta cred că are ceva, nu știu de ce am impresia. GG, bă, băieții. Am câștigat first place ca lumea eu. Bă, ăsta, stai să văd, avea ul? Nu-mi dau seama așa din ce am văzut. Ia. Avea ul omul? Nu cred că... Nu, că nu avea omul. Ia, pe mine cum mă luat. I-am dat fire. Și fiți atenți, oameni, și direct. Mamă, săracu, cât de urât a fost chestia asta. Bă, săracu, cred că a dat rage cu itomul, s-a enervat. Bă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod de Danger Zone. Haideți să vedem cum e cu rankul ăla. Am primit ceva rank sau nu știu. Hai să vedem, eu chiar sunt curios de chestia. Play one more danger. Stai, play more Danger Zone matches to display your skill group. Deci da, bă, băieți, chiar e chestia asta cu rank. Eu chiar sunt curios ce rank o să iau. Deja meciurile de Danger Zone au venit mult mai entertaining, având în vedere că e și pe rankuri. Durează și mai mult și na, chestii de astea. Deci, fraților, dacă mai vreți episoadele de Danger Zone în continuare, dați frate și voi un like și un subscribe la canal și noi ne vedem data viitoare. Salut! By the way, nu uitați să cumpărați Unity cu codul Raul 2 ca 10% reducere.